Bună ziua, dragi spectatori. Bine, mea, v-am găsit la meciul de deschidere ale etapei a doua din Liga a treia, seria a întâi. Vinerea, pentru că au și echipe de juniori și cumva vor să folosească acei juniori. Este un regulament cu 48 de ore. În fine, acum prima ocazie mare și bară. Prima șansă mare a jocului. Sunt 80 de oameni pe live acum, poate atingem măcar 150 astăzi. Mulți nu știu încă de transmisiunea live. Să vedem această lovitură liberă, Pașcanu, acolo foarte bine a bătut această centrare. Unariu a ieșit un pic ezitant și reluarea cu capul a Pașcanului este peste poartă. A doua mare ocazie a Pașcanului în acest joc, undeva la vreo 400-500 de spectatori. Însă tribuna Pașcanului este uriașă. Cred că sunt vreo 3.000 de locuri. În fine, să vedem acum, pasă foarte bună, șansa mare pentru Pașcani acolo, ce trebuie a doua și respinge, excelent. Când va veni pensia la Poliaș, o să încerc să mă duc la meci. Echipa antrenată de Bogdan Lobonț s-a jucat meciul la voluntar cu Portugalia Under 20, a câștigat România cu 2-1. Schemă făcută de Pașcaneni aici. Le-a ieșit până la un punct schema, însă până la urmă Rădăuțul reușește să respingă. Urmează un șut deviat și Bunariu reține. Ar fi greu să plec la un 15-30 din Iași, Toma de la Miroslava, să traversez tot Iașul și să ajung apoi pe Valea Prutului. Dar acum șansă mare acolo pentru Pașcan, șut! Și pe lângă poartă e o nouă ocazie mare pentru Pașcani. Este și o șansă pentru Cușana de a elimina echipa de Liga a doua Poli. Iașul se află într-o formă bună, însă probabil că în cupă va încerca să, să folosească jucătorii mai puțin utilizați. Să vedem Rădăuțul acolo în careu, scoate mingea în șut, șut foarte bun și puțin pe lângă poartă, prima șansă mare a Rădăuțului în acest meci, cu trei ocazii importante, între care o bară, o transversală și apoi o ocazie mare. Așa că spuneam, stă bine Pașcaniul astăzi. Acum o pasă, nu este nici vorba de offside, șansă din nou, mare șut și... Ce ratare, ce ratare a Pașcan, șut din prima acolo, 3 contra 2, acum 2 contra 3, pardon, nu este faul, recuperează Pașcanul, pasa merge, va fi o pasă către Mercaș acolo, Mercaș 1 la 1 cu adversarul, ce preluare, Mercaș, șut și 1-0 pentru Pașcan, ce gol marchează acum Mercaș, ce gol marchează Mercaș. Ce jucător are Pașcanul în lot? Și un gol frumos, spunea mai devreme, a fost o pasă în spatele apărării și a întors adversarul cu o preluare excelentă și apoi a trimis un șut fără speranțe pe Bunariu. Bine că Duc promovează. Nu știu, cred că tot din seria 2. Să vedem acum o șansă din urmare, șut și... Oh! No, ratarea Pașcanului, uriașă ratare pentru Pașcani. Da, spuneam, e păcat de... Unele persoane că pur și simplu nu înțeleg că pot doar să joacă fără muzică, pot da drumul iar la muzică, iar opresc, iar dau drumul. Șansă bună acum pentru Rădăuțul acolo, minge în careu pe 6 metri și penalti, penalti scos de Plămadă, da, Plămadă, cartonaș și cartonaș galben pentru fundașul Pașcaniului acum. Stoian, golgheterul sezonului trecut din seria 1. Se pregătește să execute Stoian, un șut excelent plasat și 1-1. Da, e excelent debut de repriză pentru Bucovina Rădăuți. Spuneam, la Huș au fost conduși cu 1-0, Hușul domina acel joc și Rădăuțul mai puțin de un minut a marcat două goluri atunci și a câștigat toate punctele. Vedem aici pasă excelentă Stoian. Centrează pe bara a doua, puțin cam lungă mingea, rămâne mingea în joc. O nouă centrare foarte bună, Plămadă se luptă cu adversarul, sare mingea la un jucător și șutul acestuia în blocaj. Da, așa am crezut că nu merg la piatra, însă am vorbit cu cei de la Ceahlău. Ei de obicei își transmit meciurile de acasă, să vedem această situație pentru Pașcani. Șut și peste poartă.
Dar în locul cui o fi intrat, nu știu. Oh, ce gol avem acum live! Și Ungurianu! Ăsta este un gol, un gol de top. Un șut de la vreo 20 și ceva de metri, 22-23 de metri. Mingea direct în vinclu. E incredibilă execuție, superb șut. Da, un gest frumos al lui Ungurianu. Avea un tricou pe bancă cu dedicație pentru, vă spuneam, meciul anterior, Florescu, fundașul central al Bucovinei. Da, uitați-l aici. Are o accidentare gravă, poartă o proteză la genunchi. Vedem un șut de la distanță, prinde poarta și a prins și pământul. Destul de periculos șutul, însă Bunariu reușește să-l rețină. Au, 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 destul de gravă lovitură. Amândoi jucători urmăreau mingea, s-au dat cap în cap acum. Niciunul nu știa unde se află. Trei ocazii, a marcat de două ori și astfel are conducerea plămadă. Acum să vedem un șut foarte bun și gol turcesc, cum se spune. Un șut excelent al lui Plămadă din voleu acolo, mingea a șters plasa laterală. Dar n-a fost ușor pentru el să suporte un șoc ca cel cu Stoian. Să vedem. Ce lovitură liberă, superbă. Și 8 minute, 8 minute de prelungire, vă spuneam, a fost ceva momente. Dar ce execuție de lovitură liberă aici, superb bătută lângă bară. Și Bunariu a împins în picioare, a reușit să respingă jucătorul cu 8 de la Pașcani, a bătut excelent. Să vedem Pașcani, șut și din nou Bunariu. Da, Bunariu, două intervenții miraculoase în mai puțin de 30 de secunde. Fie Ungurianu cu acel gol, fie Bunariu cu aceste intervenții. Vedem acest corner, minge scoasă și aici pe acolo, singur. Urmează un șut în blocaj, cer penalti pășcănenii. Au avantaj 2-1 și minutele trec în favoarea lor. Deci vorba de offside. Plămadă acolo, excelent Plămadă. Șut și direct în ciofu. Excelentă intervenție. Să vedem dacă Prădăuțul va reuși să respingă și această centrare. Până acum s-a descurcat bine la faze fixe. Centrare pe scurt, proastă centrare și mingea se duce direct în spatele porții. Victorie pentru Bucovina Rădăuți. Întoarce Bucovina scorul de la 1-0 pentru Pașcani la pauză. Bucovina întoarce scorul și câștigă cu 2-1.